Valeria Motocna, portdrapelul delegației României la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing, și-a început cariera de antrenor la CSS Zalău, iar echipa pe care o pregătește începe să arate tot mai bine de la un meci la altul. Numai puțin de 4 meciuri de handbal s-au disputat la finalul săptămânii trecute la Zalău. Vineri a avut loc jocul dintre Handbal Club Zalău și CSM București, încheiat cu victoria oaspetelor 37-23, iar sâmbătă, junioarele 2, pregătite de Gabriela Muntean, au primit vizite echipe HCM Baia Mare. Chiar dacă au întâlnit liderul seriei, handbalistele zălăoane au avut o evoluție foarte bună, reușind să se impună la final cu scorul de 20-17, după ce la pauză tabela arăta 10-10. Duminică au avut loc alte două meciuri de handbal, ambele desfășurându-se în sala de sport a liceului cu program sportiv Avramian cu Zalău. În prima partidă, junioarele 1 de la CSS Zalău, pregătite de Dan Pavel, s-au impus cu scorul de 35-30, după ce la pauză au avut avantaj de 4 goluri. Cea mai bună marcatoare a meciului a fost zălăoanca Olivia Truță, cu 17 goluri, o handbalistă de perspectivă, care ar putea face parte din echipa de senioare a Zalău într-un viitor apropiat. Weekendul s-a încheiat cu jocul dintre echipa de junioare 3 de la CSS Zalău, conduse de pe margine de Valeria Motogna și CSS 2 Baia Mare. Dacă în prima rundă zălăoancele au punctat de doar 4 ori în jocul de la Sein, în etapa de la finalul săptămânii trecute s-a văzut o îmbunătățire în jocul echipei antrenate de Valeria Motogna. Chiar dacă au început handbalul de o lună, jucătoarele de la CSS Zalău au jucat de la egal la egal cu formația băimăriană. Au fost însă și momente în care lipsa de experiență și-a spus cuvântul, iar în finalul partidei zălăoancele au ratat multe ocazii, chiar și o aruncare de la 7 metri. Băimărencele s-au impus în final cu 19-17, dar cu mai multă atenție la finalizare în ultimele minute, Zalăul putea obține cel puțin un punct din acest duel. În primul rând este foarte plăcut, mie îmi place și de asta m-am și apucat. Este totodată și foarte greu să lucrez cu copiii, sunt mai mofturoși, mai pretențioși, mai așa, este foarte greu un copil să-l motivez să joace, să facă anumite lucruri. Dar încet, încet, eu sper că să ajung unde vreau eu și îmi doresc foarte mult să ridicăm nivelul la handbalul juvenil, la nivelul județului Sălaj. Da, este foarte greu și totodată cred că este și pentru mine foarte bine că așa mă formez ca și antrenoare. Dar aici, la nivelul acesta, învăț și văd cum îi să formez o jucătoare, cum îi să formez o echipă, cum să le înveți să facă munca în echipă. Da? Am individualități foarte bune ca și individualități, dar e foarte greu să le fac să joace în echipă. Fosta handbalistă consideră că interesul este acum mult mai scăzut pentru handbal decât în perioada când și-a început ea cariera. Din păcate, este un interes foarte scăzut, ținând cont că avem o echipă de, la nivel de senioare care este foarte cunoscută, redutabilă și așa. La nivel de handbal juvenil a fost o scădere foarte mare în ultimii ani. Motivele sunt diverse, de la problemele materiale la clubul sportiv, faptul că nu avem cu ce să motivăm copiii. Ei, ce se motivez pe faptul că îi antrenez eu. Multe asta au venit pentru că sunt eu antrenoare și asta le fac să vină la handbal. Am fost și foarte multe fete care s-au întors, s-au lăsat de handbal, pentru că am venit la antrenoare, s-au întors și ele la handbal. Și îmi doresc prin asta să facem o propagandă cât mai bună la nivel de handbal și să vină cât mai mulți copii. În etapa de duminică, echipa pregătită de Valeria Motogna va evolua pe terenul formației Extrem Baia Mare.